smerenie, dar totodată cu încredere să ne apropiem de Scripturi și să dorim ca Domnul să ne cerceteze din nou. Continuăm să învățăm din tematicile prezentate în Apocalipsa. Astăzi, lecția numărul 3, conflictul cosmic. Privind în Scripturi, aflăm că Domnul Iisus Hristos s-a implicat direct în acest conflict, chiar l-a accentuat prin intervenția sa, dar prin el, datorită lui, întreg universul are victorie asigurată. În Psalmul 45 este profețit despre Domnul de la versetul 3 astfel. Războinic viteaz, încinge sabia, podoaba și slava, da slava ta, fii biruitor, suie-te în carul tău de luptă, apără adevărul, blândețea și neprihănirea, valorile care erau în joc și dreapta ta să rocească prin isprăvi minunate. Săgețile tale sunt ascutite, sub tine vor cădea popoare și săgețile tale vor străpunge inima vrășmașilor împăratului. Scaunul tău de domnie, Dumnezeule, este veșnic. Toiagul de domnie al împărăției tale este un toiag de dreptate. Războiul s-a iscat împotriva scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Și Domnul Hristos este cel ce s-a sculat, cel ce a venit din sânul Tatălui, ca să poarte acest război iscat de diavolul împotriva tronului lui Dumnezeu. Amintiți-vă că în prima lecție am vorbit despre viziunea cerului care strălucește prin tronul de domnie. Iar în lecția a doua am vorbit despre sistemul demonic care a instalat un scaun de domnie. Așa spune tot în cartea Apocalipsa, capitolul 2, versetul 14, când Domnul vorbește, știu unde locuiești, acolo unde este scaunul de domnie al satanei. Oamenii și-au imaginat că, știu eu, potrivit cabalei evreiești, scaunul de domnie al diavolului undeva subteran în Asia, alții au spus că e la Roma, ba că e la Moscova. Este un scaun de domnie demonic, dar nu unul fizic, pentru că luptele acestea, în primul rând, sunt spirituale, între cele două scaune de domnie, al lui Dumnezeu care este veșnic și al diavolului care s-a așezat pentru o vreme până când va fi răsturnat, distrus. Luptele s-au întețit odată cu venirea Domnului Iisus Hristos pe pământ. El spunea, Luca 12, versetul 51, credeți că am venit să aduc pacea pe pământ? Eu vă spun nu, ci mai degrabă dezbinare. Deci conflictul cosmic s-a accentuat prin persoana Domnului Hristos. Dar avem scris în Romani, capitolul 8, ceva care citesc de la început, ca să studiem această lecție cu toată încrederea, versetele 36 și 37. Am fost atrași și noi în acest conflict și de îndată ce venim la Domnul, asta se vede mult mai puternic. Cineva spunea, dacă vrei să te convingi că există diavol sau nu există, asociază-te cu Dumnezeu și fă ceva pentru el. Și în scurtă vreme vei constata că există diavol, că îți deschide front. După cum este scris, din pricina ta suntem dați morții toată ziua, suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit, slăvit să fie el. Vă mai citesc și din Apocalipsa 20 ca să vedeți că Satan, numele lui înseamnă adversar, este denumirea lui de război. Este pornit în orice împrejurare să lupte împotriva lui Dumnezeu și a tuturor celor care sunt împreună cu el. În Apocalipsa 20 scrie că el va fi legat pentru 1000 de ani, dar scrie apoi de la versetul 7, când se vor împlini și 1000 de ani, Satana va fi dezlegat. Ascultați ce face diavolul dacă e lăsat în apele lui. Și va ieși din temnița lui ca să înșele neamurile, care sunt cele patru colți ale pământului, pe Gog și pe Magog, și să-i adune pentru război. Numărul lor va fi ca nisipul mării.
Și ei s-au suit pe fața pământului, au înconjurat tabăra sfinților și cetatea prea iubită. Și acum mi se dovedește că tronul de domnia lui Dumnezeu emite fulgere, tunete, foc, pucioasă, ce vrea. Dar din cer s-a pogorât un foc care a mistuit și diavolul care înșela a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde este fiara și prorocul mincinos și ei vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor. Privind la acest război, conflict cosmic, vreau să observăm mai întâi bătălia Domnului Hristos împotriva balaurului. Sunt cei doi reprezentanți, comandanții celor două știri. Bătălia aceasta, într-un fel, a fost prefigurată de către filisteni în mod inconștient în Valea Dura, conform 1 Samuel 17. Ce le-a venit lor, văzând uriașul celau din Gat, hai să nu intrăm într-o luptă obișnuită, fiecare să scoată un războinic în față, să se bată cei doi și să decidă sorții de izbândă. Imaginea aceasta este relevantă pentru lupta dintre Hristos și balaur. Balaurul, ca și Goliat atunci, face gălăgie de multă vreme. Zdrobește. Știți că evreii fugeau, s-ascundeau, imprimă frică, spaimă. Dar a venit David, cel uns, unsul, Mesia, și s-a dus împotriva lui în numele Domnului. Domnul Hristos a început bătălia în mod efectiv și definitiv totodată cu ocazia primei sale veniri. Viața sa a fost o bătălie împotriva diavolului, iar moartea sa biruitoare a fost lovitura de grație, lovitura decisivă împotriva balaurului. Domnul l-a biruit prin jertfă. De aceea în cartea Apocalipsei, vă spuneam și la lecțiile anterioare, apare foarte frecvent denumirea Domnului Hristos de mielul. În original scrie mielușelul, ca să se reliefeze modul în care s-a purtat bătălia și felul în care a fost câștigată victoria. Prin cruce, Domnul a ieșit biruitor. Dar să citim câteva referințe biblice pentru a afla că Domnul Iisus Hristos nu s-a luptat pentru sine. Cartea Apocalipsei, capitolul 5, ne spune că El s-a luptat pentru răscumpărarea noastră, că îngerii n-au mai putut fi mântuiți. Ei, mă refer la cei rămași fideli lui Dumnezeu, sunt apărați. De aceea, unul dintre îngerii de rang înalt, când se bătea cu diavolul, apela la Dumnezeu și a zis, Domnul să te mustre. Dar noi oamenii am avut nevoie să fim răscumpărați noi, nu ca și îngerii care erau pe front și țineau piept. Noi am fost prinzionerii diavolului, am fost căzuți robi și a trebuit să fim eliberați. Proprietatea noastră era pierdută. Și în cartea Apocalipse, capitolul 5, este o imagine măreață a răscumpărării. Scrie aici de la versetul 1, apoi am văzut în mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie o carte, scrisă pe dinăuntru și pe din afară, pecetulită cu 7 peceți. Deci, ferecată puternic. Și am văzut un înger puternic care striga cu glas tare, cine este vrednic să deschidă cartea să-i rupă pecețile? Și nu se găsea nimeni nici în cer, nici pe pământ, cu atât mai puțin, nici sub pământ, mai puțin, care să poată deschide cartea, nici să se uite în ea. Și am plâns mult, pentru că nimeni nu fusese găsit vrednic să deschidă cartea și să se uite în ea. Și unul din bătrâni mi-a zis, nu plânge, iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea, deci biruința i-a dat dreptul să deschidă cartea. Ce cuprindea această carte? Și cele 7 peceți ale ei. Și în mijloc, între scaunul de domnie și cele 4 făpturi vii și între bătrâni am văzut, stând în picioare, un miel părea junghiat, biruința prin jertfă. Și avea 7 coarne, 7 ochi, care sunt cele 7 duhuri ale Dumnezeu trimise în tot pământul. El a venit, a luat cartea din mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie. Când a luat cartea, cele 4 făpturi vii și cei 24 de bătrâni s-au aruncat cu fața la pământ înaintea mielului, vă rog să vă imaginați procesiunea asta solemnă, având fiecare câte o lăută cu potire de aur,
pline cu tămâie care sunt rugăciunile sfinților. Și cântau o cântare nouă. Deci, ruperea peceților a dat drept la o cântare nouă, o realizare. Vrednic ești tu să iei carte, să-i rupi pecețile, căci ai fost junghiat, ai răscumpărat. Aici este secretul. Pentru Dumnezeu, cu sângele tău, oameni din orice seminție, din orice limbă, din orice norod și din orice neam. Și ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. Cartea aceasta, deschisă de Domnul Iisus Hristos, cuprindea în ea referiri la robia noastră și la dreptul de răscumpărare. Și întreaga carte Apocalipsă dezvăluie felul în care răscumpărarea se va finaliza. În Vechiul Testament aflăm din Genesa capitolul 3 că accesul la pomul vieții a fost interzis. Adam și Eva au pierdut proprietatea grădinii Edenului. Dar în Levitic 25, în mod prefigurativ, se vorbește despre posibilitatea de răscumpărare. Vă citesc de la versetul 23 și veți vedea de ce Domnul Iisus Hristos a făcut rudă cu noi. A luat un trup de carne ca al nostru, ca să ne poată răscumpăra. 25 cu 23. Pământurile să nu se vândă de veci, căci țara este a mea, iar voi sunteți la mine ca niște străini și venetici. De aceea nu dă țara pe care o veți stăpâni să dați dreptul de răscumpărare pentru pământuri. Dacă fratele tău sărăcește și vinde o bucată din moșia lui, cel ce are dreptul de răscumpărare luda lui cea mai de aproape, să vină și să răscumpere ce a vândut fratele său. În Israel, cu ocazia vânzării, se scriau două cărți. Pentru cei interesați, puteți citi un exemplu în cartea lui Ieremia, când el a cumpărat un ogor de la unchiul lui și între cele două cărți una era pecetluită. Ea cuprindea dreptul de proprietate asupra unui pământ, asupra întregii proprietăți. Domnul Iisus Hristos, rupând pecețile, a primit dreptul să ne răscumpere și, cum v-am citit din Apocalipsa 5, dacă ați fost atenți, ne dă dreptul să împărățim, adică din nou să fim proprietari. El a răscumpărat întreg pământul. Oameni din toate neamurile și totodată dreptul asupra pământului întreg va fi al Domnului. Cum scrie foarte clar în Apocalipsa capitolul 11, versetul 15. Îngerul al șaptelea a sunat din trâmbiță și în cer s-au auzit glasuri puternice care ziceau: împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru și ale Hristosului său. Iată dreptul de proprietate. Și el va împărăți în vecii vecilor. Slăvit să fie Domnul. Să avem încredere așadar în Domnul și în actul răscumpărării. Suntem răscumpărați cu act în regulă. Nu ne-a furat așa de la diavolul. S-a plătit un preț pentru noi. În fața lui Dumnezeu dreptatea este împlinită, ispășirea este realizată și, așa cum scrie în Coloseni capitolul 1, noi am fost izbăviți. Asta s-a putut realiza prin jertfa Domnului Hristos. Citesc aici versetele 13 și 14. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului. Cine deținea puterea aceasta? Satan. Și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea. De aceea insistă și Apostolul Pavel, am fost răscumpărat, s-a plătit un preț. Atât noi oamenii, cât și pământul. Știți că atunci când Naomi și Rut au fost răscumpărate, a trebuit vechiul proprietar, de fapt proprietarul temporar, să iasă? Și ce a zis Boaz? Mi-am cumpărat și persoana, și Rut este a mea, și teritoriul îmi revine, și revine și persoana. Domnul ne-a răscumpărat împreună cu pământul. Prin sângele Lui avem iertarea păcatelor. Vă spuneam că această bătălie a început
în modul cel mai categoric, odată cu venirea Domnului, se va finaliza la cea de-a doua venire. Să citim și din Romani, capitolul 8, pentru a vedea aceste două ipostaze de răscumpărare a oamenilor și a pământului, unde Domnul instaurează pe noul pământ împărăția sa. 8:19. De asemenea, și firea așteaptă cu o dorință înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Căci firea a fost supusă de deșertăciune, nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o cu nădejdea însă. Că și ea va fi izbăvită de robia stricăciunii ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. Dar știm că până în ziua de azi toată firea suspină și suferă durerile nașterii. E afectată natura, e afectată viața noastră, suflet, trup. Și nu numai, dar și noi care avem cele din tiroade ale Duhului, suspinăm în noi și așteptăm în fierea, adică răscumpărarea trupului. În Coloseni unii am citit că suntem răscumpărați. E răscumpărat Duhul. Trupul încă e supus morții și pământul încă este afectat de stricăciune. Va veni vremea când împreună cu Duhul va fi răscumpărat la venirea a doua a Domnului și trupul nostru și pământul întreg. Slăvit să fie David al nostru, care a purtat biruința biruitor. Lupta aceasta a câștigat-o. Vreau să aruncăm doar o privire la bătăliile care Domnul le-a avut de dat cu diavolul, că n-a fost ușor. Amintiți-vă de momentul ispitirii din pustie, 40 de zile și 40 de nopți de post. Și diavolul s-a prezentat, zice în Luca, ispitindu-l în toate felurile, provocându-l să mănânce. Că dumneavoastră știți ce nevoie ai de mâncare sau ce sete te apucă după o zi de post, dar după 40. Ducându-l apoi pe strașina templului, spunându-i din psalmi, din scripturi, arătându-i toată strălucirea pământului. Însă Domnul a fost biruitor și scrie tot acolo, diavolul l-a lăsat până la o vreme. A revenit. Câte ispitire a avut de suportat Domnul Iisus Hristos în timpul vieții sale, sub toate formele. De la preoții cei mai de seamă, prin Iuda, prin oamenii din jur, din partea celor din familie care l-acuzau ca nebunit. Însă bătălia cea mai grea s-a dat în final la Golgota. Domnul spunea, citesc din Ioan capitolul 12, versetul 27, acum sufletul meu este tulburat și ce voi zice? Tată, izbăvește-mă de ceasul acesta? Dar tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta. Spunea de asemenea, scrie într-o altă evanghelie, când au venit să-l prindă, le-a zis, toate zilele am fost cu voi. De ce n-a spus mâna pe mine? Acesta este ceasul vostru și puterea întunericului. Acolo le-au concentrate forțe demonice. Însă Domnul a biruit. Tot aici zice în versetul 31, acum are loc judecata lumii acesteia. A fost un moment crucial în bătălie. Acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Că de îndată ce Domnul a biruit la cruce, soarta războiului s-a decis. Restul sunt numai proceduri. Acolo a fost momentul culminant. Și zice în versetul următor, și după ce voi fi înălțat de pe pământ, s-a înălțat biruitor încă din locuința morților, voi atrage la mine pe toți oamenii. Adaug și Coloseni, capitolul 2, versetul 15. Versetul biruinței. Vă amintiți de data trecută ce cohorte are diavolul, cât sângeri în jurul lui? Dacă numai într-un om a intrat o legiune, cât sunt de toți? Dar zice aici, Domnul a dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de o cară înaintea lumii. Noi vom judeca pe îngeri, dar biruința vine prin Domn. După ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. Demonii au fost ca niște polițiști în lume și când Domnul și-a rostit victoria, a dezbrăcat pe toți. Jos uniformele, fără pistoale și mai fac și ei gălăgie. Dar prin Domnul suntem mai mult decât biruitori.
De aceea merită să-i mulțumim și să-l slăvească întregul univers. Degeaba scrie și în Iacov că dacă ne supunem lui Dumnezeu și rămânem sub comandantul nostru ceresc, diavolul va fugi de la noi. Nu fuge așa să facă mișcare, fuge de teamă. Deci este o rostire a biruinței prin Domnul. Să primim în Apocalipsă la bătălia cele de-a doua veniri și să citim de la capitolul 19, versetul 11. Apoi am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce sta pe el se cheamă cel credincios și cel adevărat. El judecă și se luptă cu dreptate. Ochii lui erau ca para focului. Capul era încununat cu multe cununi împărătești și purta un nume scris pe care nimeni nu-l știe decât numai el singur. Era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge. Numele lui este cuvântul lui Dumnezeu. Oștile din cerul urmau călări pe cai albi îmbrăcați cu insubțire alb și curat. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită ca să lovească neamurile cu ea, pe care le va cârmui cu un toiac de fier și va călca în picioare teascul vinul mânia prinse a totputernicului Dumnezeu. Pe haină și pe coapsă avea scris numele acesta Împăratul împăraților și Domnul domnilor. Este momentul bătăliei finale. Aici sunt niște imagini care pentru cei din antichitate erau foarte relevante. Regii care stăpâneau peste mai multe teritorii sau țări obișnuiau să poarte mai multe coroane, obișnuiau să aibă inscripții pe diferite părți ale corpului, cum scrie aici că avea pe haină și pe coapsă scris un nume, Împăratul împăraților, Domnul domnilor, adică de jur împrejur să se vadă autoritatea și puterea sa. Diavolul și îngerii săi, oamenii și sistemul acesta, mai fac ceea ce le este îngăduit. Dar dacă vă amintiți din lecția trecută, spuneam că ultima stăpânire umană, cu fondul ei religios, înșelătoresc, va fi distrusă de însăși prezența Domnului. Deodată Domnul stăpânește în pofida acestor împotriviri, dar aici va fi momentul distrugerii lor. Cum scrie în versetul 20 de aici, și fiara a fost prinsă în timpul vieții. Și împreună cu ea a fost prins prorocul mincinos care a făcut înaintea ei semnele pe care amăgise pe cei ce primiseră semnul fiare și se închinau icoanei. Amândoi aceștia au fost aruncați de vin în iazul de foc care arde cu pucioasă. Ultimul dușman, ne spune Scriptura, 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 26, după ce Domnul va purta toate aceste bătălii, va fi moartea. Moartea este efectul păcatului. Citim din 1 Corinteni 15, de la versetul 24. În urmă, va veni sfârșitul. În versetul anterior scrie despre venirea Domnului, când sfinții înviază și Domnul zdrobește toate forțele celor rău, când El va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire, așa cum am citit în Apocalipsa 19, orice putere, căci trebuie ca El să împărățească până va pune pe toți vrăjmașii sub picioarele sale. Vrăjmașul cel din urmă care va fi nimicit va fi moartea. Și scrie apoi de la versetul 54 despre momentul învierii, moartea nu poate fi nimicită înainte de înviere, înainte de judecată, cum scrie și în Apocalipsa 20. Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și când trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris, moartea a fost înghițită de biruință. Unde ți este biruința moarte? Unde ți este boldul moarte? Boldul morții este păcatul. Și în Evrei 2 scrie că diavolul avea puterea morții. Balaurul. Și puterea păcatului este legea. Dumnezeu, în dreptatea Lui, nu putea să procedeze altfel. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. Noi mai citim acest verset și când avem câte o biruință în viață. Dar în mod fundamental, această biruință se referă la biruința finală,
când se termină cu stăpânirile demonice și pământești și când și moartea este anihilată și îndepărtată pentru totdeauna. Tot ce am citit până aici îi se datorează războinicului viteaz Domnului Iisus Hristos. Să privim acum la războiul din cer și bătăliile îngerilor. Sunt prinși ei în acest conflict. Apocalipsa 12 ne spune de la versetul 7 la 9: și în cer s-a făcut un război. Să ne imaginăm o scenă de război între îngeri, când noi n-am văzut niciun înger. Mihail cu îngerul lui s-a luptat cu Balaurul. Deci iată că între îngeri Mihail conduce armatele fidelului Dumnezeu. Și Balaurul cu îngerul lui s-au luptat și ei, dar n-au putut birui. Și locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Deci după acest război, diavolul coboară. Și Balaurul cel mare, șarpele cel vechi numit diavolul Satana, acela care înșeală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. După acest moment, demonilor le rămâne să se bată cu oamenii. În raport cu îngerii, au pierdut bătălia. Însă, împreună cu oamenii, bătăliile continuă până la sfârșit, până când îngerii adună pe ai Domnului și îi duc în cetatea sfântă. Aici, în Apocalipsa, scrie în continuare, voi reveni despre luptele de pe pământ, dar vreau să mă adaug referitor la îngeri, că ei duc lupte puternice alături de credincioși. Asta din totdeauna de când există oameni pe pământ. Vă amintiți când Iosua se afla în fața Ierihonului și urmau ca zidurile să cadă, cu cine s-a întâlnit? Iosua 5, de la 13 la 15. A zis, cine ești? Ești dintre ai noștri sau dintre vrăjmași? Și le-a răspuns, sunt căpetenia oștirii Domnului și tocmai acum am venit. De ce veniți acolo? Îngerii s-au ocupat cu dărâmarea zidurilor Ierihonului? Doar nu oamenii au făcut-o. Iosua a fost un mare conducător de armate, dar el a beneficiat de un corp de armată a îngerilor. Cine a aruncat pietre din cer și la un moment dat a făcut să moară mai mulți dușmani decât au fost cei uciși cu sabia? Apoi vă rog să vă gândiți la perioada împăraților, la îngerul Domnului care a intervenit și într-o noapte a ucis 185.000 de oameni în tabăra sirienilor pe vremea lui Ezechia. Să ne gândim la luptele alături de credincioși într-un alt plan, nu doar la război. Citind din Daniel capitolul 10, de la versetul 12, luptele spirituale ale rugăciunii. El mi-a zis, acel înger venit din partea Domnului, Daniel, nu te teme de nimic, căci cuvintele tale au fost ascultate din cea din tâi zi când ți-ai pus inima ca să înțelegi și să te smerești înaintea Dumnezeului tău și tocmai de pricina cuvintelor tale vin eu acum. Dar căpetenia împărăției perșilor mi-a stat împotrivă 21 de zile. Însă iată că Mihail, una din căpetenile cele mai de seamă, mi-a venit în ajutor și am ieșit biruitor acolo lângă împărații Persiei. Și apoi își aduce aportul dezvăluindu-lui Daniel când zice, acum vin să sfat cunoscut ce are să se întâmple poporului tău în vremurile de apoi, căci vedenia este cu privire tot la acele vremuri îndepărtate. L-a întărit pentru că el își pierduse orice vlagă, i-a explicat. Apoi, fără să mai citim, amintiți-vă de cazul din Zaharia 3, când Satana păra pe marele preot Iosua. Cine a venit să-l ajute? Și a propus să-i se dea alte haine. Un înger. Deci iată că îngerii nu s-au regăsit de-a lungul istoriei poporului Dumnezeu doar pe front. Și în odăița de rugăciune și în templul altar, peste tot, beneficiem de sprijinul îngerilor. Ce ne-am face în fața acestor lupte spirituale fără ei? Domnul este la dreapta măririi în cerul. El a dus bătălia în momentul decisiv al crucii. De acolo poruncește cu autoritate în numele Lui.
Lucrează toți, a primit putere în cer și pe pământ. Și îngerii se folosesc de dreptul de domnie al Domnului Hristos, cum ne folosim și noi de autoritatea sa. Să ne amintim din cartea Faptele Apostolilor ce ajutor au dat îngerii apostolilor. Citesc doar din capitolul 5, versetul 19. Dar un înger al Domnului a deschis ușile temniței noaptea și a scos afară și le-a zis: duceți-vă, stați în templu și vestiți norodului toate cuvintele vieții acesteia. E eliberat. Mai târziu, capitolul 12, ne descrie cum un înger s-a prezentat în închisoare și l-a eliberat pe Petru. Așadar, îngerii, pe lângă serviciile de duhuri slujitoare, duhuri rugăciunile noastre, au un rol de asistență al vieții noastre, o parte importantă a activităților este dedicată luptelor spirituale. Să privim însă la luptele poporului Dumnezeu, la scena pământului. Revin la Apocalipsa 12, pentru a citi de la versetul 12, să ne dăm seama în ce condiții trăim. De aceea bucurați-vă cerul și voi care locuiți în ceruri. Vai de voi pământ și mare, căci diavolul s-a pogorât la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă știe care puțină vreme. Și în continuare scrie aici cum diavolul se luptă. Când s-a văzut balaurul aruncat pe pământ, a început să urmărească pe femeia care născuse copilul de parte bărbătească. Femeia este imaginea poporului Dumnezeu din Vechiul Testament și respectiv din Noul Testament. Scrie apoi aici în versetul 17: și balaurul mâniat pe femeie s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos. Cu Domnul a pierdut diavolul bătălia. Balaurul și cu ungerii pierdută. Până la capăt suntem noi în război. Evident, alături de Domnul și de îngeri. Nu degeaba Domnul a spus ucenicilor, Ioan 16:33, în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Domnul le spunea foarte clar ucenicilor, Luca capitolul 10, și aici se evidențiază cele două puteri. Versetul 17 în continuare. Cei 70 s-au întors plini de bucurie și au zis: Doamne, s-au mirat. Erau exaltați. În împlinirile lor, chiar și dracii sunt supuși în numele Tău. Iisus le-a zis: am văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer, cum am citit în Apocalipsă, când locul de bătălie se rezumă la pământ. Iată că v-am dat putere, aici apare expresie de putere, să călcați peste șerpi, peste scorpii, imaginea ale duhurilor, și peste toată puterea vrăjmașului, a Satanei, și nimic nu vă va putea vătăma. În același verset apare două ori expresia putere. Odată e vorba de puterea Domnului, a doua oră de puterea diavolului. În românește e același cuvânt. În greacă, primul cuvânt de putere, puterea lui Dumnezeu, este dinamis, de unde avem noi expresia dinamită, o forță explozivă. Iar când este vorba de puterea diavolului, este cuvântul exousia, o putere mai slabă. Domnul ne-a înzestrat cu putere în aceste lupte. Domnul care a dat biruințe evreilor în Vechiul Testament, în plan fizic, că Vechiul Testament este o pildă pentru noi. Cum Iosua a biruit, nimeni n-a putut să stea împotrivă decât atunci când a fost păcat. Valabil și în cazul nostru. David a fost biruitor, nimeni n-a putut să stea împotrivă, s-a dus în numele Domnului, împotriva uneia mai mare decât el, n-a contat diferența numerică. Nimic n-a contat în fața puterii Domnului. Zice în Proverbe 21:31 că calul este pregătit pentru ziua luptei. În Vechiul Testament calul era puterea războiului. Zice în continuare, dar biruința este a Domnului. Nu contează cu cai sau fără cai, câți, mulți sau puțini. I-a spus un om al lui Dumnezeu, lui Amasia, a 2 Cronici 25, chiar dacă faci fapte de vitejie
să știi că Domnul are putere să te ajute sau să te facă să cazi. Căci a Domnului este puterea, slăvit să fie El. Înțelegând că teatrul operațiilor se mută pe pământ, din faza descrisă în Apocalipsa 12 și că credincioșii au avut în toată perioada bisericii de dat mari bătălii, asta nu trebuie să ne intimideze. Domnul spunea, vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor, dar el, mielușelul, a biruit balaurul. Asta în final, după război, ne va aduce mare biruință. În Apocalipsa 15 cu 2 sunt descriși cei ce vor ajunge în locul acela, vă spuneam, dinaintea tronului, pe scaune rezervate nouă. Și am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc și pe marea de sticlă cu al lăutrii lui Dumnezeu în mână stăteau biruitorii fiarei. Și fiara are puterea balaurului. A icoanei ei și a numărului numelui ei. Diavolul își angajează la acest război întreg sistemul său. De aceea să nu ne mirăm când citim în istorie sau când în vremea noastră, în alte părți ale globului sau și la noi în viitor, autoritățile sunt foarte împotriva credincioșilor, foarte pornite. Sunt forțe demonice care își concentrează tot efortul împotriva poporului Dumnezeu. Este singurul loc spre care diavolul își poate îndrepta asaltul. Scrie aici pe pagina din dreapta, în 16 cu vers 13, apoi am văzut ieșind din gura balaurului, din gura fiarei și din gura prorocului mincinos trei duhuri necurate care semănau cu niște broaște. Acestea sunt duhuri de demoni care fac semne nemaipomenite și care se duc la împărații pământului întreg ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului celui atotputernic. Deci influențează întreaga lume ca să se lupte, cum citeam din Apocalips 20, împotriva lui Dumnezeu, a cetății sfinte, a poporului Domnului. Vreau să insist puțin asupra luptelor care le avem noi de dat. Amintiți-vă de ucenici. Domnul le spunea că urmea să plece de la ei. Ei aveau anumită lucrare de făcut. Se oprește Domnul în dreptul lui Petru, Luca 22 cu 31-32, și ce Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul. Nu înțelege Petru în mod suficient. El s-a angajat să meargă cu Domnul și în temniță și la moarte. Și știți ce s-a întâmplat în noaptea aceea? Cum el a ajuns să se lepede de trei ori, să se jure, să se blesteme. Ce a fost acolo? O luptă spirituală pierdută pe moment. Domnul l-a privit, el și-a amintit, a apelat la rugăciune, a plâns cu amar, se rugase Domnul dinainte pentru el și și-a revenit, diavolul a fost înfrânt. Deci iată ce grele sunt aceste bătălii. Frecvent avem mesaje din partea Domnului, căpetenii demonice care și-au pus în plan să te lovească, să te atace, să spună piedici. Asta e războiul. De aceea nu-i permis să stăm liniștiți. Venitul la adunare și apoi mersul în viață nu-i plimbare, nici măcar muncă. Adunarea nu este doar o firmă unde muncim, este o cazemată unde ne înarmăm și unde se poartă bătălii. Și asupra acestei case de adunare, știți câte vedenii au fost când diavolul pregătea anumite aruncătoare să lanseze, să dinamiteze, alte strategii de spionaj, să se infiltreze. Diavolul toată ziua asta face. Planuri de război, atacă și vrea să nimicească. Și noi trebuie să stăm în apărare, ba chiar să ne luptăm și pentru mântuirea altora. De aceea Apostolul Pavel zicea în Corinteni 15, Roman 15, versetele 30 și 31, vă îndemn dar fraților, pentru Domnul nostru Iisus Hristos și pentru dragostea Duhului, să vă luptați împreună cu mine în rugăciunile voastre către Dumnezeu pentru mine, ca să fiți zbăviți de răzvrătiții din Iudeia.
Ce erau acei iudei? Scrie la biserică în Apocalipsa 2 și 3. Sinagoga Satanei. Diavolul prin acei iudei se lupta. La un moment dat zice Pavel, m-am luptat cu fiarele în Efes. Pentru ca slujba pe care o am pentru Ierusalim să fie bine primită de sfinți. Și apoi le scria în continuare să ajungă la ei cu bucurie. Apoi aici în 2 Corinteni, capitolul 2, versetul 14, iar avem o imagine frumoasă. Dacă e o imagine de război, poate fi numită frumoasă. Vorba aceea că armata e frumoasă de văzut. 2:14, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna, totdeauna cu carul lui de biruință în Hristos și care răspândește prin noi în orice loc mireasma cunoștinței lui. În antichitate, carele de luptă erau înzestrate cu un comandant care conducea carul, aici el este Domnul Hristos, și cu alții împrejurul lui, carul la rândul lui. Și roțile erau dotate cu anumite dispozitive pentru tăierea vrășmașilor care le-au întâlnit în drum. Și apostolul Pavel își imagina că el, Timotei și ceilalți sunt într-un car de luptă. Domnul este la cârmă și ei de partea lor se luptă. De aceea apostolul Pavel spunea în finalul vieții sale, 2 Timotei, capitolul 4, m-am luptat lupta cea bună. El a fost conștient că a trăit în condiții de război. Un pasaj important în ce privește războiul este Efeseni, capitolul 6. De la versetul 10. Cum trebuie să stăm noi în fața diavolului și a îngerilor săi, a oștilor sale, care se luptă deschis împotriva noastră? Să nu creadă cineva că diavolul a uitat de el, sau că pe cineva îl lasă mai lejer și e milă de el. Nu, la diavolul nu există niciuna din aceste atitudini. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva, și acum sunt enumerate, forțele din armată diavolului, căpeteniilor, domniilor, stăpânitorului întunericului acestui viac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua aceea să rămâneți în picioare după ce veți sibirui totul. Stați gata, dar având mijloc încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioare încălțate cu râvna Evangheliei păcii, pe deasupra tuturor acestora luați scutul credinții, cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu, faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții. Și pentru mine, cerea apostolul, ca ori de câte ori îmi deschid gura să mi se dea cuvânt să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei. Deci diavolul se luptă să nu poți predica, să nu poți proroci, să nu poți cânta, să nu fie pace în familie, să nu poți face misiune, să nu fie pace în adunare. Toate acestea sunt planuri demonice. Uneori sunt îngăduite niște bătălii mai puternice. Mi-am amintit despre situația unui prezbiter din Bucovina, pe care Domnul a științat că va fi îngăduit o căpetenie puternică cu cei din subordinea lui să se lupte cu el o vreme. Domnul îi făgăduirea biruință, dar îi cerea să reziste cu răbdare. Nu știa cum și ce se va întâmpla, era senin, soare. I s-a căsătorit o fată și la câteva zile după aceea jinrile vine și îi spune o minciună, fata ta n-a fost fecioară. Și dacă nu-mi dai o vacă, a cerut o sumă de bani, să știi, spun în biserică. Bătrânul n-avea cunoștință de nimic, era un fals. Fiica lui fusese curată, dar el fusese cucerit de Satana și i s-a spus slujitorului că va fi îngăduit împotriva lui un atac. Bătrânul, ca să se închidă lucrurile, să fie pace în familie, a spus și că divorțează, a adunat banii și i-a dat. Imediat și-a luat banii, s-a dus în biserică și a spus, nevastă mi-au trăit cu tatăl său, îngroșând nebunia și minciuna. Adu mărturii, probe, bătrânul s-a retras, frate, și a spus, nu se dovedește,
Știm ce ar fi de făcut? Și-a durat asta o vreme. A urmat alte lupte, era doborul la nivelul minții. De ce mi s-a întâmplat? De ce a îngăduit Domnul? Alte și alte probleme. Și după o vreme a spus Domnul unui proroc din altă localitate, du-te, spune-i la cutare, că vin să-l izbăvesc. S-a dus la el într-o seară, s-a rugat cu el și apoi a mărturisit fratele slujitor și a zis, dacă în seara asta nu veneai, eram la un punct critic, îmi pusesem de gând să-mi iau capăt zilelor, nu mai pot. Toți dau în mine. Și Dumnezeu întârzie să-mi facă dreptate. Când a auzit mesajul, s-a înviorat, prorocul a rămas în noaptea aceea acolo și a visat legiuni de demoni care erau împrejurul casei. Până când o flacără din cer, un sol al Domnului a venit și a poruncit să plece. A zis, frate, ieșeau pe ușă, pe geam, ziceai că-i dezertarea. Imediat a venit ginerul lui plângând, i-a spus că totul e minciună, s-a dus în adunare, a mărturisit, nu mai știu exact totul cum s-a rezolvat, dar Dumnezeu a venit în ajutor, frații au înțeles, a fost lovit cel în cauză care e vinovat și Dumnezeu a dat biruință. O luptă grea. Sunt bătălii în toate felurile. Povestea fratele Todoraș de la Izvin că s-au dus într-o biserică care era dezbinată. S-au rugat, i-au sfătuit și a fost un cuvânt din partea Domnului că puterea diavolului a fost îndepărtată. S-a dus acasă și în timp ce dormea a visat că era un demon la picioare ce făcea pătura sul să-i o toarcă peste cap și să-l sufoce. El s-a ridicat, s-a trezit din vis, înșezut și a zis, Domnul să te mustre, satană, nu mi-e frică de tine, n-ai ce-mi face. S-a culcat și a visat din nou că acel demon a revenit și i-a zis, îi drept că n-am ce-ți face, că te-aș omor în noaptea asta. M-ai scos de acolo, nu mai țin minte ce localitate, în Banat, și a zis, dar mergem în altă localitate. Știu cazul și a zis, ce n-am făcut acolo, vom face dincolo. Și s-a rupt biserica dincolo, ruptă și în zi de azi. Pentru că acolo i-a găsit slabi, n-au putut să reziste și au fost înfrânți. Suntem așadar în război și biruințe există numai dacă suntem echipați. Dacă ai păcate, n-ai ce te pune cu diavolul, intră în tine. Degeaba faci pe curajosul. Dacă nu e o măsură de credință, acel scut te străpunge săgeată. Trebuie să fii blindat capul, apărat trupul și râvnă multă. Doamne, împuternicește-ne! Apostolul Frecvent spune în epistolele sale ce luptă ducea. Iată ce zice el în Coloseni, capitolul 2, versetele 1 și 2. Vreau în adevăr să știți cât de mare luptă duc pentru voi, pentru cei din Laodicea și pentru cei ce nu mi-au văzut fața în trup, pentru ca să li se îmbărbăteze inimile. De unde vine deznădejdea? De la diavolul. Să fiți uniți în dragoste. De unde vine dezbinarea? De la diavolul. Și să capi toate bogățiile, plinătății, el se opune să nu vină harul și darul și lucrări sfinte, de pricepere ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos. Vă amintește ce spunea Ioan în întâia sa epistolă, capitolul 2, despre biruința aceasta? De la versetul 13, vă scriu părinților, fiindcă ați cunoscut pe cel ce este de la început. M-a sunat recent un părinte din alt județ și a zis, frate, ce se fac? Un copil îmi este răpus de diavolul. La 14 ani, mi l-a luat prizonier, ce să fac? Biruință pentru părinți, scrie aici. Apoi în continuare, v-am scris tinerilor, fiindcă sunteți tari și cuvântul Dumnezeu rămâne în voi și ați biruit pe cel rău. În continuare scrie să nu fie nimic din lumea asta lipit de noi, că atunci ne înfrânge diavolul, dacă ne atrage cu strălucirea sau se ne cucerește cu lucrurile din lumea aceasta. Din Apocalipsa vă amintesc ce scrie la sfârșitul fiecărui mesaj pentru biserici. Apocalipsa 2 cu 7. Celui ce va birui. Și sunt promisiuni. Îi voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. Deci, în primul rând, bătălia este să ajungem la viață. Apoi, versetul 11. Celui ce va birui, nici de cum nu va fi vătămat de moartea a doua.
Versetul 17. Celui ce va birui voi da să mănânce din mana ascunsă și îi voi da o piatră albă și pe piatra aceasta este scris un nume nou pe care nu știe nimeni decât acela care îl primește. Și la fel continuă făgăduințele de biruință. Este însă un citat în Apocalipsa 13 care ne dă de gândit. Scrie aici în versetul 4. Oamenii au început să închine balaurului pentru că duse puterea lui fiare și au început să închine fiare, zicând, cine se poate asemăna cu fiara și cine se poate lupta cu ea? Și apoi versetul 7, i s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruiască. Despre ce-i vorba aici? Despre ce înfrângere scrie apostolul? În ce fel sfinții vor fi biruiți? Și i s-a dat stăpânire peste orice seminție, orice norod, orice limbă și orice neam. După spusele Domnului Hristos, din Luca capitolul 12, eu înțeleg că biruința împotriva poporului Dumnezeu va fi dată din faptul că pe unii îi va cuceri, iar pe unii îi va omorâ. Dar asupra celor ce îi omoară, e o biruință foarte scurtă. Cum scrie în Apocalipsa 11 că i-a ucis pe cei doi martori și s-au bucurat. Dar cât le-a ținut bucuria? Exact cât le-a ținut celor și l-au răstignit pe Domnul Iisus. 3 zile. Luca 12 de la versetul 4. Eu vă spun vouă, prietenii mei, să nu vă temeți de cei ce ucid trupul. Aparent e o biruință a diavolului. A murit. Temeți-vă de acela care după ce i-a ucis are putere să arunce în ghenă, da, vă spun de el să vă temeți. Nu se vând doare 5 vrăbii cu 2 bani, totuși niciuna din ele nu este uitată înaintea lui Dumnezeu și chiar perii din cap toți vă sunt numărați. Deci să nu vă temeți, voi sunteți mai depres decât multe vrăbii. Domnul i-a asigurat pe ucenici, apoi caz concret, Ioan 21 a întrebat Petru, ce va fi cu Ioan? A zis, dacă vreau să rămână, nu-i treaba ta, tu o să fii martir. Deci, cei ce aparent vor fi înfrânți, ca și apostolii martirizați, ca și Domnul Hristos cel din tâi, nu este o înfrângere, dimpotrivă este o mai mare biruință. Despre această biruință de moment a fiarei, a balaurului, scrie și profetul Daniel în 8:24, dar în final sfinții vor primi împărăția. Încheiem aceste expuneri despre biruința Domnului, a îngerilor și în final a noastră, chiar dacă se va împlini ce scrie în Apocalipsa 12 cu versetul 11, aici se vede de fapt cine biruie. Ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirilor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Deci biruința diavolului în ultimă instanță pentru unii constă în moarte, dar de fapt biruința noastră va consta în învierea mai triumfătoare din moarte. Tema cărții Apocalipsa este biruința divină. Vă reamintesc că și cartea Apocalipsa a fost scrisă în timpul cele mai crunte prigoane a lui Domitian, când inclusiv autorul Apocalipsei se pare că a făcut vreo mai mult de 10 ani de muncă forțată la 80-90 de ani la ocnele de sare din insula Patmos. Când credincioșii au fost mai puțini, au fost martirizați cu toată cruzimea, Domitian avea plăcerea să pronunțe sentințe și tot el să le execute prin cele mai crunte metode. Biruința este tema cărții Apocalipsa. Și un cuvânt cheie este 17:14. Ei se vor război cu mielul, dar mielul îi va birui, pentru că el este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Și acum vorbește despre noi și cei chemați, aleși și credincioși, care sunt cu el, de asemenea îi vor birui, mărit să fie Domnul. N-am știut când a fost tânăr, mai cu seamă gândindu-mă la slujbă, câte lupte presupune viața de credință. Dar acum pot să spun la jumătate de viață că vom avea biruință cu Domnul.
Dar mai mult decât atât, experiențele noastre și luptele noastre, pe mărimea noastră, că Domnul nu îngăduie peste puteri, ne este asigurat aici în final că va fi o biruință mondială, o biruință cosmică, lăudat să fie Domnul. Și după această bătălie, ultima generație o va susține din plin. Diavolul, cum v-am spus, se va concentra asupra pământului cu toate forțele. Spune Scriptura, un cuvânt de încheiere, Apocalipsa 21, versetul 7. Cel ce va birui, va moșteni aceste lucruri. Deci toate moștenirile, toate promisiunile sunt numai pentru biruitori. Eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu. Ce fii biruitori o să aibă Domnul în ziua aceea. Din noi care am fost cândva prizonieri, Domnul ne-a eliberat, ne-a înarmat și acum ne crește învățându-ne războiul ca pe evrei altădată. El conduce acest front, îngerii ne ajută din plin, dar și noi să ne facem partea noastră și Domnul să ne ajute. Amin.